Ora 8 dimineața, sună ceasul, mă trezesc, mă dau jos pe marginea patului. Când mă uit pe noptieră, văd o listă lăsată de nevastă mea pentru cumpărăturile de la Lidl. Așa că mă spăl repede pe față, iau micul dejun și ies afară la mașină să mă duc să fac cumpărăturile. M-am urcat în mașină și am pornit spre Lidl. Ajung la Lidl, în parcare, parchez corespunzător, mă dau jos din mașină și mă gândeam să nu uit ceva. Zic, lista o am, cardul am, să iau o sacoșă ca să nu mai dau bani pe altele. Și cel mai important, masca. La intrare o zdrahoancă de femeie la vreun 90 și 100 și ceva de kilograme, tot certa pe bărbasul că abia se mișcă, abia merge. Săracul ăsta cântărea vreo 60 de chile îmbrăcat și ud, cred, așa că nu putea decât să fie de acord cu ea. Asta dă să intre și hop, apare body doctorul, adică bodyguardul de la Lidl. Că mai nou sunt și doctori acum și zice, trebuie să vă iau temperatura, doamnă, bună dimineața. Neața, luați-o, domnule, că în curând o să rămân fără la cât am tot dat în ultimile săptămâni. Păi, fraților, și râdea de se cutremura până și tonomatul de cafea. Pe semne că-i plăcuse gluma, că altfel nu se întorcea spre noi să ne verifice reacția. Body doctorul zâmbește ironic în colțul gurii, neimpresionat, ia aparatul și-și face datoria. Aveți 36 cu 5, mergeți, doamnă. Asta intră, face câțiva pași până la raionul de dulciuri, se oprește, ia o cutie mare de gogoși, după care se întoarce către bărbatăsul și îl întreabă. Ia zi, cât o ai? Ăsta, găfuind de la împinsul căruciorului, răspunde, mică, draga mea. Asta, râzând, îi zice, mică, ai avut-o mereu, doar ți-am spus, de unde mare, toți o au mică. Se întoarce către body doctor și îl întreabă, ați dat de vreuna mare până acum, domnul? Ăla plictisit îi răspunde, nu, doamnă, mică au avut-o toți. Asta se întoarce la bărbatul și îi zice, vezi ce ți-am zis, aici toți sunt cu din aia mică. Bă, mă uitam la el, săracul, o aproba într-una, zic ăsta, dacă nu face așa, își ia și bătaia acasă. La raionul de panificație, o bătrână încerca să ia câteva chifle. Mici erau și pe vremea mea, doamnă, dar acum parcă le fac și mai mici și mie îmi trebuie pentru împărțit. Nu înțelegi nimic din ele, că după ce că sunt mici, nu poți nici să le prinzi, că dracule mai vede prin masca și ochelarii aburiți. Doamne, iartă-mă că-s de împărțit. Bravo, mamaie, și trec de ea, ajung la raionul de băuturi, în fața mea, doi bătrâni trecuți bine de 70 de ani vorbeau între ei. Mă, Vasile, ție nu ți este rușine? Ai trăit 50 de ani cu femeia ta și acum la bătrânețe, na, ți-ai luat una tânără de 20. Vasile îi răspunde, ce înțelegi tu, Gheorghe, de o soție bătrână trebuie să ai grijă, ba o doare capul, ba dă-i pastilele de inimă, ba trebuie să o duci la baie, nu ai somn deloc. Cu asta de 20 de ani e altfel, ea seara pleacă și se întoarce dimineața și dormi așa de bine. Băi, râdeam ca apucatul, zic bravo moșule, ești beton. Și îmi continui cumpărăturile, mergând spre raionul de legume-fructe, unde două tipe la vreo 30 și ceva de ani purtau o conversație. Dragă, sunt foarte supărată. Soțul meu m-a ofensat grav. Cum așa, dragă? Păi, vezi tu, l-am rugat să îmi dea 200 de euro ca să mă duc la un cabinet de înfrumusețare. Așa, și... Și el s-a uitat lung la mine și mi-a dat 500 de euro. Băi, și râdeam ca prostul și mă făceam că verific lista de cumpărături să nu mă vadă astea două. Îmi continui cumpărăturile, ajung la raionul de lactate, în fața mea o doamnă nehotărâtă ce cutie de lapte să ia, iar în spatele ei bărbatul, un tip atletic, vorbea la telefon. Se întoarce și îl întreabă, iubitule, cu cine vorbești la telefon? Ăsta îi răspunde zâmbind, ah, m-ai prins, iubito, recunosc că am o amantă. Asta nervoasă îi zice, auzi, tu pe mine să nu mă minți, ți-ai comandat iar pizza, umflatul dracu. Băi, fraților, și m-a buvnit un râs, noroc cu pliantele și cu masca de pe față, că altfel îmi luam și bătaie de la ăla. În fine, îmi termin cumpărăturile de făcut și pornesc spre casă, în fața mea la casa de marcat o bătrânică. Și casierul o întreabă, plătiți cash? Iar bătrânica îi răspunde,
Da, la vârsta mea nu mai merge plata în natură, mă, băiete. Băi, și m-a buvnit un râs de a trebui să-mi dau și masca jos de pe figură, că nu mai puteam să mai respir. Plătesc produsele și ies afară la mașină cu gândul că mă voi reîntoarce și săptămâna viitoare la Lidl pentru o nouă porție de râs.